Celin Popescu-Tăriceanu vorbete despre sondajele din interiorul ALDE, cum vede candidatura la prezidențiale. Președintele ALDE, Celin Popescu-Tăriceanu, confirm informațiile Stirii pe surse. Conform cerora, în teritoriu s-au demarat sondaje prin care se măsoară atât candidații pentru alegerile europarlamentare cât și o eventual candidatura sa la alegerile prezidențiale. Pot să confirm ce am hotărât să facem minte sondaje și am decis să vedem cum stau candidații noștri în teritoriu. Acest sondaj trebuie privit cu o relevanță relativ în ceea ce privește candidatura la prezidențiale. Eu nu am decis dacă se candidez la prezidențiale, dacă voi dori să candidez, nu voi face acest anunț acum pentru ce este prea devreme. Mai mult mă interesează performanța guvernului și administrației locale, în perspectiva alegerilor europarlamentare, susține Celin Popescu-Tăriceanu.